Bună ziua, dragi colegi! În conformitate cu prevederile articolului 39 aliniat 1 din Legea Administrației Publice Locale numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, prin dispoziția primarului Comunei Zemeș s-a convocat întrunirea Consiliului Local a Comunei Zemeș în ședință ordinară de lucru pentru data de 18/8/2017. Declar ședința de astăzi deschisă. Și am să încep cu citirea ordinei de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea fazelor, notă conceptuală și tema de proiectare în vederea elaborării documentației economice faza DALI pentru obiectivul de investiții creșterea eficienței energetice la școala gimnazială Ștefan cel Mare Zemeș, județul, Comuna Zemeș, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea întocmirii documentației tehnico-economice etapa a doua DALI pentru obiectivul de investiții, creșterea eficienței energetice la școala gimnazială Ștefan cel Mare, Comuna Zemeș, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind utilizarea din excedentul bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2016 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare cu destinația finanțării, întocmire documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, DALI, etapa a doua, pentru obiectivul de investiții, creșterea eficientei energetice la școala gimnazială Ștefan cel Mare Zemeș, Comuna Zemeș, județ Bacău. Proiect de hotărâre privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2016, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare cu destinația finanțării, contract de consultanță pentru accesare fonduri nerambursabile în cadrul programului operațional regional AXA 3, prioritatea de investiții 3.1b pentru realizarea obiectivului de investiții, creșterea eficienței energetice la școala gimnazială Ștefan cel Mare din Comuna Zemeș, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea întocmirii temei de proiectare în vederea realizării documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții, amenajare trotuare Comuna Zemeș, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sume din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2017 în vederea întocmirii etapei 1, tema de proiectare pentru obiectivul de investiții, amenajare trotuare Comuna Zemeș, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea fazelor, notă conceptuală și tema de proiectare în vederea elaborării documentației economice faza SF pentru obiectivul de investiții, pictura Biserică Mănăstire Înălțarea Domnului. Proiect de hotărâre privind alocării de sume din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2017 în vederea întocmirii documentației economice faza SF pentru obiectivul de investiții, pictură Biserică Mănăstire Înălțarea Domnului. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării de sume din bugetul Comunei Zemeș pentru efectuarea de reparații curente a clădirii și a gardului de la obiectivul Grădinița Voinicelul, proprietate publică a Comunei Zemeș, clădire în care își desfășoară activitate și serviciul public de asistență socială a Comunei Zemeș. Proiect de hotărâre privind utilizarea de sume din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2017 pentru întocmirea documentațiilor cadastrale în vederea rectificării unor cărți funciare și a intabulării unor terenuri proprietate a Comunei Zemeș. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor din domeniul public al Comunei Zemeș. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării de resurse financiare în vederea achiziționării și montării de mișloace fixe și obiecte de inventar reprezentând mobilier stradal. Proiect de hotărâre privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2017 în vederea derulării contractului de servicii, reparații apă-canal. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Zemeș pentru anul 2017. Informare referitoare la raportul de control privind principalele aspecte ce s-au desprins în urma controlului de fond efectuat la Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Zemeș. Probleme curente care se supun dezbaterii. Cine este pentru aprobarea ordinii de zi? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! Nu am menționat că suntem cu 11 locuri 13. Avem pe ordinea de zi un punct suplimentar și anume proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de stimulente financiare elevilor școlii gimnaziale Ștefan cel Mare Zemeș, care au obținut premii la olimpiadele și concursurile școlare în anul 2000,
anul școlar 2017. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Am să încep cu aprobarea procesului verbal din data de 4 august 2017. Cred că l-ați studiat fiecare dintre dumneavoastră. Spunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Începem cu ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea fazelor notoconceptuală și tema de proiectare în vederea elaborării documentației economice faza DALI pentru obiectivul de investiții, creșterea eficienței energetice la școala gimnazială Ștefan cel Mare Zemeș, Comuna Zemeș, județul Bacău. Discuție referitoare la acest proiect. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea întocmirii documentației tehnico-economice etapa a doua, DALI, pentru obiectivul de investiții, creșterea eficienței energetice la școala gimnazială Ștefan cel Mare, Zemeș, Comuna Zemeș, județul Bacău. Discuție referitoare la acest proiect. Pot să intervin eu. Ținând cont că în ședința pe Consiliu noi am discutat în amănunt despre fiecare punct în parte, să știi că pentru realizarea acestui proiect e nevoie de mai mulți pași care trebuie să parcurși. Aceste trei puncte vizează exact acești pași care trebuie să parcurși pentru primirea proiectului. Alte discuții? Spunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind utilizarea din excedentul bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2016 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare cu destinația finanțării, întocmire documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, etapa a doua, pentru obiectivul de investiții, creșterea eficienței energetice la școala gimnazială Ștefan cel Mare, Zemeș, Comuna Zemeș, județul Bacău. Tocmai ceea ce spunea domnul primar mai devreme. Este vorba de sursa financiară, de unde provin banii angajați în cheltuielile proiectului. Primele fazi. Banii provin din excedentul anului 2016 și estimarea este 147.500 lei. Mulțumim. Alte discuții? Spunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind utilizarea din excedentul bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2016 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare cu destinația finanțării, contract de consultanță pentru accesare fonduri nerambursabile în cadrul programului operațional regional AXA 3, prioritatea de investiții 3.1b pentru realizarea obiectivului de investiții, creșterea eficienței energetice la școala gimnazială Ștefan cel Mare Zemeș. Discuții referitoare la acest subiect? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiect de hotărâre privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea întocmirii temei de proiectare în vederea realizării documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții, amenajare trotuare, Comuna Zemeș, județul Bacău. Discuție referitoare la acest proiect. Poftim, domnul Berța. Fiind un proiect așa major pentru populația Comunei Zemeș, întrebarea mea este că doamna secretară a fost afișat spre dezbatere publică, acolo de zi înainte. Cum? Dacă a fost afișat pentru dezbatere publică, atât electronic cât și în cadrul primăriei. Nu. Mulțumesc. Alte discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării a sumei din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2017 în vederea întocmirii etapei 1, tema de proiectare pentru obiectivul de investiții, amenajare trotuare Comuna Zemeș, județul Bacău. Discuții referitoare la acest proiect. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc.
Proiect de hotărâre privind aprobarea fazelor, notă conceptuală și tema de proiectare în vederea elaborării documentației economice în faza CF pentru obiectivul de investiții, pictură biserică Mănăstirea Înălțarea Domnului. Discuții referitoare la acest proiect. Spunem la vot cine este pentru, împotriva, abține. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind alocării de sume din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2017 în vederea întocmirii documentației economice faza SF pentru obiectivul de investiții, pictura Biserică Mănăstirea Înălțarea Domnului. Discuții la acest proiect? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării de sume din bugetul Comunei Zemeș pentru efectuarea de reparații curente a clădirii și a gardului de la obiectivul Grădinița Voinicel, proprietate publică a Comunei Zemeș, clădire în care își desfășoară activitatea și serviciul public de asistență socială a Comunei Zemeș. Discuții referitoare la acest proiect. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind utilizarea de sume din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2017 pentru întocmirea documentațiilor cadastrale în vederea rectificării unor cărți funciare și a intabulării unor terenuri proprietate a Comunei Zemeș. Se cunosc terenurile, le-au prezentat domnul primar în ședința pregătitoare. Discuții referitoare la acest proiect? Spunem la vot. Cine este pentru? Împotriva? Abține. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor din domeniul public al Comunei Zemeș. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva? Abține. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării de resurse financiare în vederea achiziționării și montării de mijloace fixe și obiecte de inventar, reprezentând mobilier stradal. Discuții referitoare la acest proiect. Poftim, domnul. Nu, mă scuzați. Nu. Din inerție, da? Spunem la vot. Cine este pentru? Împotriva? Abține? Mulțumesc. Acum sunteți cu ochii pe mine? De ce nu? Toată lumea. Proiect de hotărâre privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2017 în vederea derulării contractului de servicii reparații apă-canal. Discuții referitoare la acest proiect. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva? Abține? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a Comunei Zemeș pentru anul 2017. Discuții referitoare la acest proiect? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva? Abține? Mulțumesc. Informare referitoare la raportul de control privind principalele aspecte ce s-au desprins în urma controlului de fond efectuat la Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Zemeș de către instituția Prefectului Județului Bacău. Aici, doamna. Tocmai ce vorbea, doamna. Da, rugămintea mea este, dacă se poate, care suntem în cadrul plâns de zi, să avem deschisă primăria și să mutați duminica pentru consultări, audienți cu public, cetățenii, da? Nu se pune problema. Termenul limit de depunere a fiecăruia e vreun termen? Sau acum ședință? Haideți să facem până la ședința viitoare. Deci, pe asta vreau termenul. Până la ședința ordinară din septembrie, da. Să vă gândiți și apoi da, să... Fie ca să gândești, da. Am înțeles. Da? Până la 1 septembrie, să zicem. Da. Problema e că deși care au servici o să fie o problemă, dar eu pot să, de exemplu, pentru mine depinde omul când poate să vină, dar eu pot să stau și de dimineață, pot să stau și de după amiază. Dar nu e problemă, de asta vă afișați pe site, de audiență, nu trebuie să chemați omul. Care vine la audiență, nu mai trebuie să afișeze. Sigur că da, da. Maria o să afișeze. Maria afișează fiecare consilier unde este prezit. O puteți face și... Vorbim și cu oamenii, da. Nu se uite. Pe site-ul primării? Sau la el acasă, dacă nu trebuie să vină. Haideți să trecem la ultimul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi.
proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de stimulente financiare elevilor școlii gimnaziale Ștefan cel Mare Zemeș, care au obținut premii la olimpiadele și concursurile școlare în anul 2017. Discuție referitoare la acest proiect. Binevenit. E binevenit, da? Supunem la vot cine este pentru. Împotrivă. Abține. Mulțumesc. Și ultimul proiect, da? Nu, a fost suplimentarul. Proiect curente care se spun dezbatere. Cine se înscrie la cuvânt? Domnul Romeo Drlău. Nu vă mai las la coadă. De la jumătatea ședință, cum n-a spus, ca să-mi scrii prin. L-am pedepsit, rândul prin care mă gata. Scuze. Da, eu. Da, altcineva. Doamna Crânteială. Domnul Berța. Domnul Areș. Domnul Gurgescu. Altcineva. Domnul Coțu. Și eu. Domnul are cuvântul domnul Romeo Drlău, prezintește doamna Crânteală. Prima problemă ar fi dacă poate interveni la senzurile de la iluminatul public, deoarece s-a aprins foarte devreme, se sting foarte târziu. Ce tronson? Tronsonul și de la poștă spre... Cam toate. Deci aprinderea durează foarte mult, adică foarte mult, dar oricum la atâtea lemn stradale... S-a aprins foarte devreme. Da, s-a prins foarte devreme, se sting foarte târziu față de lumina zilei. A doua problemă, cer în mod insistent să verifice toate lămpile stradale, pentru că nu sunt lămpi pentru curți. Deci toate lămpile aflate, indiferent că este pe proprietatea omului și este în curte, să le ilumineze strada, nu proprietatea. Am văzut că s-a făcut deratizarea la căminul, la cămin și la școli. Cer în mod oficial prin dumneavoastră, prin aparatul de specialitate, să ne comunice până la următoarea ședință sau la începerea noului an școlar situația camerelor de luat vedere, dacă sunt funcționale sau nu. M-ar interesa în mod direct, deoarece este un an jumate, iar podul de la Pruteanu, în zona Bolătău, deci din ce în ce se lasă pe drusul Poiana Lubeita Bolătău. Vedem care este motivul de se lasă. Și nu în ultimul rând, când se mai intervine în parcuri la curățarea ierbii, domnul viceprimar, rog în mod insistent, e urât să nu ia și iarba. Sau consider că și locuitorii din zona au obligații de acolo. Deci vine, domnul primar, vine, înțeleg, a venit acosit, le lasă grămadă acolo. Acum nu știu ce să spun. Mai ai cosit-o, măcar cosești jumătate de parc, o arunci la container și cer în mod... Vrei să-l luăm individual? Nu. Și acum cer în mod expres ca locuitorii din zona blocurilor de locuințe să verifice, să mi se comunice, dacă se poate oficial este vă, care au contracte la gunoi. Care nu au. Care au contracte la gunoi. Că dacă îmi dau care au contractele la gunoi, îi depistez. O găsește la... Da, domnul primar, pentru că sunt unele zone în care eu nu văd mașina de luat gunoi la proprietatea respectivă. La blocuri sau la case? Casele care sunt în jurul blocurilor. În limita de 50 de metri. Haide să dăm o limită de 50 de metri. Nu văd nici o containere și văd sați permanent. Sunt locuințe care sunt... Deci nu de reavoință. Deci trebuie să aducem la cunoștință. Bun. De ce nu trebuie luat? Se vede. Asta se vede după cantitatea de gunoi. În fiecare săptămână, în speță joi și vineri, deja se văd containerele pline. Și lângă containerii, saci cu gunoi menajer. Deci asta, în zona limitrofă, blocurile de distanță de 50 de metri, 100 de metri, să îmi comunicați locuințele dacă au contracte la gunoi. Vă mulțumesc. Ai cuvântul doamna Crânteială, se pregătește domnul Berța. Da, am rugat să dăm, poate nu s-au putut rezolva cu curățatul șanțul la vecin la Vale, lărgitul, la Beta. Iar la biserică, la noi, la Pietrosu, am vorbit cu Gheorghițoaie care se ocupă acolo, vor să mai toarne o alee
În schimb, nu au oameni. Mai ajut și eu, de poate mai găsim ceva. Nu, nu au oameni cu ce să toarne sau pe, dar poate cei, tot cei de la ajutor social, de vă spun, luăm legătura când... Da. Să termină luna, o să urmeze luna septembrie, atunci se face graficul și o să cam și când în grafic. Da. Iar când o să toarne la biserică, o să iau legătura cu dumneavoastră, domnul vice, când o să toarne, poate măcar 2-3 oameni de la ajutor. Nu avem oameni, nu are. La Gheorghe Țoia spune, n-are cu cine turna. Da, ca să pe începutul lui, respectiv la începutul lui septembrie, da, da. O să facă domnul Micigrafic. Bun, atunci o să vorbesc și eu cu băieții, cu cei de la biserică. Cam așa se lucrează. Da, da. Să turnăm la începutul septembrie. Ei muncesc, da, acolo. Oamenii în speță și-au terminat o parte din orile. Da, orile, da, 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 cred că da. Iar pentru luna septembrie... Mai e băiatul ăla care e la lumânări, care el permanent stă acolo, știi, și mai... Este permanent, e de la ajutorul social, care l-a lansat permanent acolo. Nu, am vorbit cu el săptămâna asta, am vorbit. N-ai cu cine turna. Da, omul nu poți să-l obligi, care să te ia, nu voi vină cât ori, știi? Mai venite, da. Pe strada azilului s-a curățat. Da, 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 mi-a zis un mic acolo, băieții, da, da. Da, cam atât, mulțumesc. Are cuvântul domnul Berca, îți pregătește domnul Ares. Da, o întrebare pentru domnul primar. Cu zilele astea către Bolătău și am oprit la digul la unii agavioane, o să fac la biserică, la zona Elisei acolo. În partea dinspre Amonti, nu știu, proiectantul, părerea mea, acum vă întrebi pe dumneavoastră, cred că o greșit. Acum mai trebuia vreo 5-6 metri dus către Amonti, înclinat spre pârâul, dacă vine apă, acolo vine pe după. Dirigitele șantier, să întrebați un pic dirigitele șantier, să mergeți la fața locului și să mai faceți un adițional ceva, că nu mi face nimeni pe deja față de acolo. Cred că chiar și eu am remarcat. Ați văzut, nu? Da, de asta zic că rupi pe după. Partea proastă nu se poate face adițional, dacă o fi vreodată, se face un plus. Deci, nu, dar faceți un adițional la proiectul care este acum. Nu. Nu, că am vorbit cu domnul Măciuc, direct cu... Asta e păcat, nu știu, da. Greșit proiectantul sau nu știu ce au făcut acolo. Am remarcat și eu. Da. Și în știința trecută am zis și eu crucea de piciuc un pic, nu s-a rezolvat domnul vice. Că nu s-a rezolvat, s-a rezolvat. Exact ce s-a discutat la ședința pe comisii, crucea, o luăm în domeniul public. Hai, lăsăm un pic asta dacă o să. Am trecut din gură, deci dacă o luăm acum și gardul la grădiniță, nu-i... Deci se poate, cred, pune 2-3 becuri sau ce are acolo siguranță sau ce e acolo așa. Lucrări au avut oameni, n-am putut să trimit doar pe spătări. Hai, deci nu mai apără Dumnezeu. Domnul consilier, hai să vă spun ceva. Știu. Asta a fost ideea, că de asta am vorbit și cu Romica. Acum chiar sunt foarte multe lucrări. Ei nu fac față. Și credeți în ei, dacă îi luăm un om, Nu e o oră. E mai mult de 3-4 ore. Intră-l pe Vasile. Trebuie să le ia pe toate la controlat. Acolo sunt niște probleme cu fasungurile. Da, și trebuie să ducă cel puțin doi oameni și iau o zi întreagă. Și el deja se plânge că nu-i ajung oameni. Știți că are o două luni de la practică în haideți să o rezolvăm și față. Se poate rezolva. Ideea era, uite, dacă tot, v-am zis că nu vorbim, hai să vorbim. Trebuie prins în domeniul public ca să nu mai punem becuri. Păi treci în domeniul public și să o facem. Punem becuri, așa. Am înțeles. Da. Haideți. Ați fost și știți. Știm, da. Da, de asta am prins acolo. Are cuvântul domnul Areș, se pregătește domnul Gurgescu. Da. Domnul primar, aș vrea să știu că am ridicat problema și în ședințele anterioare. A mai venit de la Ocol aprobare pentru tăierea brazilor aceia care s-au uscat acolo. Putrezesc din picioare. Nu, domnul Areș, nu. Nu au venit, nu? Nu. Îmi pare rău, acolo știți, sunt jur de 20 ceva, 30 de metri cub de lemn și brazi cu mic lumânare. Ca și de la Petrom, domnul Areș, tot așa, îmi tratează cu indiferență. Da. Am văzut că ați prins acolo, luat în inventarul public și ciușmeaua Canuș. Dacă o să fie luată, haideți să o șerezi. Asta e scopul. Asta e scopul să-l băgăm în domeniul public. Să putem investi în ea. Și chiar m-am bucurat, am zis că putem face ceva acolo destul de... Nu e multă cheltuială. Acum, ce ia face un acoperiș și am îmbrăcat niște... Păi tocmai că am văzut că s-a prins și chiar mă bucur. Asta e scopul, domnule. Nu știu, am să mă adresez petrolului până la urmă, că nu mai pot suporta.
Am lângă mine acolo, sunt încojurate de vreo 7 stații din astea de la injecții care s-a montat acum pe dealul și în fața mea, și la deal, și pe Răzășie, și la fosta secție la Huian, și la Parla 901 în parc acolo. Nu știu motivul, a pus sistemele de alarmă, nu știu, ori nu alimentează distribuitorul cu apă la timp și declanșează alarmă. Pur și simplu vă spun cinstit. Domnule, știți ce m-am gândit? Faceți o reclamație în nume propriu. Dar bineînțeles că o fac. Noi o transmitem mai departe. Uite, vă promit că o aduc eu personal. Ar fi bine acum, după ședință, mergeți-o scris frumos, o înregistrăm, domnul registrar, și luni va fi transmis la ORM. E deja ale, domnul. La modul serios. Ok? Da, polorifonic, sigur că da. Nu așa, Și dacă mai sunt câțiva vecini, cu atât mai bine. Păi de uite, eu am să-l iau de la toți dar nu știu, dar până la urmă mă duc în situația, vă dau cuvântul meu, mă duc în situația că eu am patent frumos și mă duc la sistemul acolo. Nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine, dacă zic că nu-i bine. Pentru ce mă intoxic pe mine cu niște țări care eu nu le pot spune? Deja mă poluează cu gazele acolo, dopurile alea, la sondele alea două din față, 249 și 245, pur și simplu, când ieși afară, trage așa din plin, nu sfumător, dar trag gaze așa în plământ pe săturatele acolo. Dar să le dracu acum, am înțeles cu ăla, modernizat, dar nici chiar să mă îmbui pe halul ăsta așa, suneria atât. Toată da, ziua și din păcate, din păcate așa e. De asemenea, m-am avut o discuție și cu domnul Gogescu mai devreme. Anexa asta de stradă care vine spre biserica Sfânta Marie, poate pe acolo, pe la stația 215 încoace. Dacă s-ar putea cumva să se pună niște nisipi în gropile aia pe acolo, că e deja ale, s-a făcut domnule, țândări. Am pus acum vreo 3 luni de zile nisip și plândiș în grop. Și au venit postări pe Facebook. Așa se face, așa se repară drumul în Comuna Zemeș și să ne fie rușine. Bun, da. Ajunge asfalt, este timpul de flori. Sunt de aștept. Da, altceva, domnul Areș? Are cuvântul domnul Gogescu, se pregătește și domnul Munteanu. Referitor la râul de la Club la Zemș, în depul Provozescu, mi-a mâncat apa în spedii. A cerut domnul Șova, Iulică, niște grinduri de astea mai mari băgate în albia panoramente și în cascada care iese ca să nu mai mănânce sub dig. Da, știu, am vorbit că era aseară. Mi-a zis. Mi-am întâlnit, am stat de vorbă și am zis că în cel mai scurt vor ajunge. Ar fi bun dacă tot ar fi tras alea mari de sub pod, trasă la Vale și Darea Vălușa. Am mai discutat, nu știu cum puteți. Nu, am zis eu, dacă ar fi tot ideat la Vale, trasă. Am găsit un picamăr. Și cât de curând dispargi. Date la vale. E distanță de vreo 7-8 metri. Și date de la vale. Și referitor cu pe strada Izvorul, cum a zis domnul Areș, cu alarmele astea pe transformator electric, tot așa vecinii de persoane de pe acolo spune că e țăuită tot noapte. De oră, oră. Domnul consilier. Am înțeles ce a zis. Veniți și depuneți reclamații la... Și noi le transmitem la OMV Petrom. Sigur că da. Dar nu, trebuie să mai declanșează, că sunt foarte des. Deschiderea dumneavoastră și chiar dacă cei doi corești, eu am o adresă făcută prin primăria Zemș în 14 februarie, domnul primar. Vreau să văd răspunsul care revine. Pun în camere de la vedere, domnule. Eu mă gândesc că sunteți prea deschiși cu ei la dialog în casa noastră, da? Domnul primar. Trebuie luat-o, mă, adică pe ei, da. Am venit cu o soluție. Nu trebuie să fim toleranță zero, ca la ei. Toleranță zero, nu mai stăm la discuții, că trebuie să... Eu consider că printr-o adresă, domnul primar, printr-o adresă oficială, între instituție, indiferent că este privată,
Haideți să facem la București, la doamna Mariana Gheorghe. Am făcut la doamna Mariana. Păi uitați, am adresa din septembrie. Băi, acum ai ținut pe colegii consilieri. Am făcut adresele. Am înțeles. Deci, să mi se comunice. Încercăm să ecuizăm toate câinele comunitarii. Asta este. Da, dumneavoastră aveți altă poziție, înțeleg. Dar noi, consilieri, suntem nemulțumiți toți de activitatea care o desfășoară ei pe teritoriu și atitudinea lor. Indiferent că mi-e împută mie când sunt în litigiu cu ei, nu sunt în litigiu cu ei. Păi tocmai că suntem în litigiu. Nu sunt în litigiu cu Petromul eu. Nu. Nu sunt în litigiu. Sunt locuitor al comunii Zeme și apăr interesele mele și personale și a comunii. Toată comuna este în litigiu. Păi, nu, eu. Asta este. Comuna Zeme suntem mult litigi. Deci nu știu cum și domnul Hure, că spun televizat, are curat să vină la primăria Zemeș, când acum 7 ani spunea că în câțiva ani dispare comuna Zemeș din cauza gazelor. Nu știu ce curaj mai are. Noi avem 2 săptămâni când am primit o adresă la comuna. Deci îmi permit să spun. Să fim primiți în audiență, pentru că noi considerăm că da. Colaborarea noastră se deteriorează corect. În ce trece. Corect. Și suntem convinși că la București informațiile ajung distorsionate. Da, și vă rog, prin care hotărăți dumneavoastră să nu mergeți singur să luați 2-3 consilieri. Nu, nu mă înscriu. Nu pot să ne asigur, pentru că trebuie să duce acolo foarte documentat. Bineînțeles, da. Dar avem documentațiile, avem dovezile, domnul primar, destul de clar. Au 7 ani de zile pe zona evacuată, au investit ceva, au făcut ceva. Stăm cu gazele acolo, de ce? De ce? Pentru că el e pasiv, dumneavoastră n-avem nicio vin, discutăm, deci nu... Asta, mergem deschiși, vii și mei sondele de acolo, îmi dai drumul, acolo sunt locuinții. Păi uitați, am făcut o adresă oficială către dumneavoastră, eu apar cu debite restanțe la locuință și eu nu stau de 7 ani. Cum e posibil așa ceva? Nu e posibil, uitați, noi cum ajungem la... Bun, vă mulțumesc. Continuați, domnul Bărcescu. Pe strada Izvorul mai este părăul din spate care... O să mai depune aluvie și ar trebui curața mai din timp ca să nu să fie mult de curățat. Da, o curățăm cu toate că știți și intrigă așa un piculet. Ăla este nu doar șanțul din cauză, ca majoritatea. Sunt în dreptul locuințelor. Nu, e din spate, e după. Da, acolo e închis. Eu știu că este închis. Nu sunt închis, nu e închis cu garduri acolo. Acolo nu e delimitat cu gard. De la izvor la vale nu este închis, dar de la izvor la deal? Nu e închis. Vine pe marginea pădurii. Dacă nu e închis, o să mergem să facem. Ideea era că s-a adunat. Eu și pe dacă gardurile sunt... Nu, dar au fost curățate. Unde care vin la Turiatul. Unde șanțul trece prin dreptul locuințe și a fost curățat, mă, măcar întreținut un piculeț. Corect, corect, de asta a fost curățat. Dacă nu sunt locuințe acolo, e puțin ce ne-a. Da, dacă nu sunt locuințe, corect. Are cuvântul domnul Munteanu. Da, pentru un gest de umanitate la locuința Luca, aș vrea că s-o prăbușit avanul de 4-5 luni, el nici mizerie nu a luat-o de acolo. Să facem cumva, ori cu băieții de la ajutor social, ori noi, consilierii, să punem mâna că nu se poate trăi în halul care e acolo. Le explicați-mi un pic. Nu toată lumea știe, adică ce-l țin eu. Cine este domnul Luca și dacă suferă de ceva? Nu vreau să dau detalii, că deja să le televizați. Eu e locatar acolo la noi. Domnul primar știe. Foarte bine, asta-s problema. Domnul vice știe. De ce trebuie să-i deci nu vreau să fie... Eu mă ofer voluntar să mă duc din cauza că el toată ziua stă și bea și eu să mă duc să-i fac. Nu e vorba de asta. Că noi știm situația lui, știm tot așa. Deci nu se mai poate locui acolo. Pot să spun și eu ceva? Știu. Eu cu ceva timp a primit bani de la asigurare. Știu că și eu acolo vecin. Știu, dar cum a folosit banii? Vă spun că mâine poi maică-sa e bolnavă, mâine poi maică-sa. Acum știm cine a fost maică-sa, așa, și... Deci mâine poi mâine așa și n-ai cum intra în casa acolo la ei. Noroi ce ala e. Ca un gest umanitar. Umanitar, da. Imobilizăm și... Ori oameni de la ajutorul social, doi, cât a scoate de acolo, din casă. Și eu ducea să se spună pe ei corect. Și eu se uită la oameni și oameni scot. Dom'le, eu am spus așa, uite, eu unul mă ofer voluntar. Știu, dar așa o duce capul pe el, asta e. Ce umanul ți-este din el din mamă, nu ți-este din el. Da, o să vedem cum. De asta, dacă eu unul mă ofer și eu voluntar, mergem cu tot. Încurajați cu ceilalți să vină.
Da, eu am spus, dacă se poate face treaba asta... Eu primul mă știu că, nu, el are defectele lui, da? Pentru doamna Sultana, da. Da, dar pentru ea, pentru, ruși, nu. Pentru ea mă refer. Și eu, să facem în felul următor, o să trimite un pic asistentul comunitar, să duce și face o anchetă. Mai bine. Și facem abstract de faptul că el... Deci nu îl luați în considerație pe el. Vedem cum îl procedează. Dar luăm în calitate cine este proprietar. Nu-i luăm cu proprietar. Dar proprietar probabil că e mama lui. Deci facem o anchetă mamei lui. Trăiești în condiții inumane și asta e. Da, poți să vedem. Altă problemă, mă bucură. S-a făcut ancheta, acum depinde ce s-a constatat în ancheta, asta era ideea. Dacă în ancheta se constată că este degradată locuința și nu poate locui în condiții optime sau în condiții umane, vedem. În perioada când a fost, era curățenie, făcut sigurat, știa că ajungem acolo. Mai facem o anchetă, domnule. Asta e, facem o anchetă. Continuați, domnule Hedean. Alte lucruri care mă bucură la granița voinicelului, că asta am cerut-o și eu de acum 4 ani, va să vă arăt propunerea de proiect cu gardul și cu un parc acolo. Atât. Da, asta o să fac. O să fac O să fac un gard suplimentar spre locuințe acolo, spre doamna, acolo... doamna... Trișcaru? Spre doamna Trișcaru, că copiii dădeau mingea și spărgeau geamul. Vor fi niște mai înalte, tip da, să vă prelungi ca la stadiu. Da. Și acolo vor fi adus mobilier, oriceva, de joacă. Și camere de oameni, sigur că da. A mai fost odată făcută distrusă. În zona Chilii se vor mai amplasa iar un set de mobilier standard. Că au nevoie și acolo. Sunt și acolo copii. Atât. Da, mulțumim. Da, imediat. Avem o problemă. În zona familiei Rotil Tănase, în satul Bolătău, începând de pe strada principală până spre stația de apă acolo, sunt câteva familii care au probleme cu tensiunea la curentul electric. Ei, în calitate de cetățeni, au făcut diferite solicitări către EON, n-au primit niciun răspuns. Întrebarea mea este dacă am putea cumva să-i ajutăm, să facem noi o solicitare ca și primărie, pentru că nu au tensiune la curent. De fapt, asta este, tensiunea este foarte, foarte mică și toate electrocasnicele se defectează. O să vă răspundă domnul. Da, am făcut eu adresă, o hârtie odată în numele la toți. Și am trimis-o, domnul consilier. Este trimisă, și oamenii au venit și deja oamenii s-au făcut de lucru. Deci, proiectul se află, la mine am identificat conducta de apă, să nu afecteze în momentul oamenii când... Oamenii au venit, și s-au proiectul interesat. Proiectul este primarsa mea, numai îi dă drumul la vizat. Da, am înțeles. Sunt două zone, nu numai sus. Da, e o zonă. Burlacul aici la grădinița... Eu de acolo am fost anunțat. Deci ei au venit pentru ambele, pentru ambele zone. Da. Sunt cele proiecte pentru care noi am aprobat dreptul de servitură. Exact, am aprobat într-o ședință de Consiliu. Da. Știm că sunt foarte multe proiecte în curs de demarare. L-a prezentat domnul primar într-o ședință anterioară. Și în numele unor cetățeni ai satului Bolătău, v-aș ruga într-o ședință viitoare, deci nu neapărat acum, să ne prezentați ce alte proiecte ați dori să mai inițiați pentru... Să mai implementați. Da, să mai implementați pentru Comuna Zemeș. Pentru în special Comuna Zemeș pentru zona Bolătău. Da. Pentru zona de acolo Bolătău, vin cu... în principiu... reabilitarea drumului, care am considerat că este cel mai important și prioritar, apoi marcarea drumului și amplasarea stațiilor de microbuz. Da. Mulțumesc. Asta e pentru anul 2018. Și de viitor, mai pe o perioadă mai lungă? Să terminăm, că așa, dacă depun 10 proiecte și nu le fac niciunul. Corect. Da. Alte discuții. Nemai fiind alte discuții, declar ședința închisă. Gracias.